Aici este o dezbatere mai amplă și mai complexă. Minerii, ei au rămas, cred eu, la fel aceiași oameni dârji și care își riscă viața și sănătatea în fiecare zi în măruntaiele muntelui. Dar sigur că nu ajunge asta. Pe vremea aceea aveau utilaje. Ei astăzi nu mai au, din păcate, și mă doare că statul român sau o parte din statul român, Ministerul Energiei și celelalte ministere care sunt implicate, ministerele de linie, nu înțeleg să facă acele investiții atât de necesare în exploatarea cărbunelui. Păi vreau să vă spun că toți, de la muncitori până la director, se plâng și spun cu argumente, demonstrează cu argumente că nu au cele necesare pentru extracția cărbunelui. Și pe mine mă doare sufletul când văd că se apelează la importuri de cărbune în loc să scoatem cărbunele nostru și oamenii noștri să aibă unde să lucreze în condiții de securitate corespunzătoare și pe salarii corespunzătoare. Deci eu nu cred că minerii sunt de vină, ci cei care îi organizează de la nivel central, pentru că nu li se acordă sume suficiente pentru tehnologia anului 2016 și pentru a le pune la dispoziție cele necesare să extragă cărbunele. Pe de altă parte, dacă nu vom ține în viață sistemul de termoficare și nu vom investi în mod indirect în extracția de cărbune, avem o problemă. Eu, dacă tot ați adus vorba, vreau să vă spun că astăzi, când vorbim, la mine acasă, pe banii mei, scara unde eu locuiesc, la ultimul etaj, va fi racordată la sistemul centralizat de termoficare în municipiul Petroșani. Vreau să dau un exemplu tuturor și mai ales primarului Petroșanului, care ne-a recomandat să renunțăm la cărbune și să trecem toți pe gaz metan. Eu mă încăpățânez să cred în cărbunele nostru și să nu dau bani la gaze, la multinaționalele care ne vând gaze, ci să dau bani ortacilor mei care extrag cărbunele din Valea Jiului. Și cred că toți ar trebui să facem așa, să ne solidarizăm și să sprijinim extracția cărbunelui din Valea Jiului. Astfel vom putea să menținem locurile de muncă și Valea Jiului să aibă un rost în continuare, un rost economic. Pentru că până la turism și agroturism și alte industrii care trebuiesc într-adevăr dezvoltate, trebuie să păstrăm ceea ce avem. Politicienii vorbesc mult și fac cam puțin. Sigur că vor vorbi toți despre minerit, dar eu am făcut deja niște lucruri concrete. Am recuperat gratuitățile acelea ale pensionarilor minieri. Am inițiat acea comisie de anchetă să vedem de ce mineritul în România se află în situația în care se află. Și doar datorită blocajului creat de Partidul Social Democrat, acea comisie nu funcționează, dar eu sper ca într-o bună zi să funcționeze și să vedem de ce s-a ajuns în această situație delicată cu mineritul românesc în general. Dar ce pot să vă spun este că în echipa pe care o coordonez la nivelul județului Hunedoara, a Partidului Mișcarea Populară, alături de mine au venit, eu cred, cei mai importanți oameni care au reprezentat și reprezintă mineritul în Valea Jiului. E vorba de Constantin Jujan, pe care toată lumea îl cunoaște, că a fost poate cel mai bun director general al Complexului Energetic Hunedoara, un specialist și un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, care n-a avut nevoie de niciun sprijin politic să devină cel mai bun profesionist în minerit. Dar iată, acum, tocmai din dorința de a salva mineritul, a spus: vin lângă tine, Harry Vochițoiu, că am văzut că ești singurul care ceea ce spune și face. Și mă bucur, mă simt mult mai în siguranță, mă simt mult mai puternic cu Jujan Constantin lângă mine și, bineînțeles, cu celălalt bărbat al mineritului din Valea Jiului, domnul Nica Petre, cel care a condus sindicatul Muntele, sindicatul care reprezintă, la un moment dat a reprezentat peste 3800 de oameni. Domnul Jujan Constantin a avut funcții unde a fost numit, dar și-a făcut treaba, iar Petre Nica a fost lider de sindicat și a câștigat acea poziție prin alegeri libere. A fost primul lider de sindicat care a avut curajul să-și pună mandatul pe masă și să facă alegeri cu buletină de vot, așa cum
așa cum trebuie, ar trebui să fie ales fiecare lider. Deci cei doi colegi ai mei, pot să le spun acum colegi, domnul Petre Nica și domnul Constantin Jujan, sunt garanții, cred, că nu Vochițoia Rambie nu vorbește de unul singur, ci are lângă el principalii oameni care au maximă credibilitate și care au făcut ceva pentru mineritul din Valea Jiului. Eu vă spun în premier acum, aveți un breaking news, să zic așa, dacă Partidul Mișcarea Populară va ajunge să guverneze România, să facă parte din guvernarea viitoare și eu cred că va face parte, Constantin Jujan este unul din oamenii pe care eu îi voi susține să fie promovați acolo unde se iau deciziile pentru minerit în România. Pentru că știu că nu va greși, că are experiența unei vieți în acest domeniu și că va face lucruri bune alături de ceilalți colegi în această industrie. Eu am crezut și cred în continuare că un politician nu le știe pe toate. Un politician este și el un om care, sigur, este în slujba celorlalți și nu comunitatea în slujba politicianului. Și de asta mi-a plăcut să consult întotdeauna pe cei din jurul meu. Pentru că nu poți să faci bine cu forța nimănui. Trebuie să afli mai întâi ce vrea omul, ce își dorește și eforturile tale să fie canalizate în acea direcție. Și de asta, de astăzi, începem să consultăm populația din întreg județul Hunedoara. Vom avea oamenii noștri, colegii noștri, vă vor solicita aceste date pe aceste liste și rubrica principală va fi de propuneri legislative pentru reprezentanții Partidului Mișcarea Populară în Parlamentul României. Suntem singurul partid, sau primul, sper să nu rămânem singuri, care înțelegem să facem politica nu noi, de noi, membrii de partid, ci noi împreună cu comunitatea. Și comunitatea va fi cea care are dreptul să facă propuneri. Pe lângă, sigur, cele care deja noi am făcut pași importanți și vor fi votate. Primul loc de muncă, legea primului loc de muncă pentru tineri, proiectul privind acordarea celei de-a 13-a pensii pentru pensionarii care au o pensie mai mică decât salariul minim brut pe țară. Așteptăm alte propuneri în fiecare localitate din județul Hunedoara și, bineînțeles, vor fi centralizate și vor deveni proiecte de lege astfel încât cei care semnează aici și care are o propunere, care are încredere în Partidul Mișcarea Populară, sigur că va și vota partidul acesta, pentru că știe că propunerea lui va fi pusă în practică de Partidul Mișcarea Populară. Nu poți să ceri Partidul Mișcarea Populară să faci o propunere și după aia să votezi cu alt partid, că atunci ai tras glonț în aer. Dar dacă ți-ai pus propunerea aici, ești deja co-inițiator și ești partenerul nostru pe termen lung până când propunerea ta va deveni proiect de lege. E o chestiune de noutate, dar e o chestiune care cred că va implica la modul adevărat comunitatea și va da rezultate. Sigur că vom prioritiza aceste propuneri în funcție de numărul susținătorilor, dar și cele mai năstrușnice uneori pot deveni, poate nu astăzi, dar mâine, săptămâna viitoare, să constituie o sursă de inspirație pentru politicii noastre. Asta mă aduce aminte de un proiect în care tot recent a adoptat cel cu animăluțele, da? Toată lumea zicea că e o chestie de care n-am mai nevoie și încolo uite ce a ieșit. Da, e un proiect foarte bun și poporul român, oamenii români în general, sunt oameni sensibili și oameni care iubesc aceste viețuitoare care nu se pot apăra, animăluțele noastre domestice, că vorbim de pisici, de câini, de cai, de tot animale care trăiesc în jurul nostru și care ne produc lapte și lână și bucurie uneori, bucurii pe care nu le putem înlocui cu niciun alt bun material, să zic așa. Dar, sigur, din nefericire mai există printre noi indivizi care au aceste porniri sadice și care trebuiesc într-un fel sau altul corectați, pentru că dacă ai asemenea porniri sadice față de un animăluț, te putem bănui că mâine, poimine poți să faci asta și cu semenii tăi și atunci trebuie să facem anumite corecții.
Deci acest proiect de lege privind protecția animalelor s-a bucurat de un mare succes la nivel de țară. Chiar dacă nu părea. Și vreau să vă mai spun ceva, că a fost tot pe baza colaborării cu Asociația Iubitorilor de Animale. Iar acum vreau să vă spun, tot în premieră, că sunt în discuții cu conducerea centrală a partidului, să aprobăm, facem niște analize ca să aflăm exact cum putem face, să declanșăm un program legislativ prin care să stopăm defrișarea României. Vreau să vă spun că am avut o intervenție pe Facebook și în câteva zile au fost sute de mii de români care au intervenit și care mi-au solicitat, unii chiar foarte ferm, să nu zic altfel, să intervin în Parlamentul României și să facem, să luăm măsurile necesare astfel încât pădurile să nu mai fie defrișate, mai ales de firme străine. Pentru că s-a ajuns la următorul paradox. Românii să nu mai aibă dreptul să-și taie lemnă de foc să se încălzească, în timp ce firme străine defrișează 10.000 de hectare, astfel încât există deja fotografii făcute din sateliți în care România arată ca planeta Marte pe alocuri. Ceea ce nu se poate așa ceva. România este grădina Maicii Domnului, îi spuneau la un moment dat călugării și oamenii de istorie. Nu putem să asistăm neputincioși, unii cointeresați, din păcate, unii cointeresați la defrișarea pământurilor noastre. Pentru că oamenii aceștia, până la urmă, ne vor lua și sufletul. Și atunci, asta este următoarea mea preocupare majoră, să găsim o soluție pentru să stopăm defrișarea României. Exact. Cea mai recentă țintă. Da, este măcelărit. La ora asta este măcelărit. Parcul Național Retezat, aflat alături de noi, este măcelărit. Și sigur că da, odată cu dispariția copacilor, dispar și animalele de acolo și rămâne o zonă selenară. Adică noi, în loc să profităm de ceea ce ne-a lăsat Dumnezeu, îi lăsăm pe alții să-și bată joc de noi și de țara noastră.